lumea o să zică foarte probabil, bă, dar ăștia sunt prea subiectivi, bă, la derby săptămânii, uite-te și tu că numai Liverpool, deja din 5 derby de săptămânii, 3 sunt Liverpool. Ce să fac? Nu i-au făcut programul, chiar ăsta e și nu e vina mea că în Anglia e fotbal relevant. Și, exact. Înainte să analizăm noi derby-ul săptămânii, vrem să se știe foarte clar și să facem un... să repetăm practic informația asta, că duminică, începând cu ora 18, chiar dacă meciul începe la 18:30, noi intrăm un pic mai repede pe fir, pe canalul, exact, să facem și setup-ul, că o să arate un pic diferit toată treaba. Am pregătit ieri cu colegul nostru Răzvan grafica și vă zicem că arătăm mai bine de data asta, poate, pentru unii, cine știe. Facem watch-along, va fi practic vizionare împreună cu noi a meciului de pe Anfield. Eu fan Liverpool, Abby fan Arsenal, vedem cum ne manifestăm, ce trăire o să avem. Bineînțeles, fiecare vrea să câștige echipa lui, dar eu sunt într-o zonă în care Arsenal e echipa mea favorită în momentul ăsta la câștigarea titlului și să nu vă așteptați să-mi iau cu aiurea să fac pe aici ca toți draci, că nu-i cazul. Adică, nu. Da. Nu-i presiunea aia să fie rezultatul bun sau... Cine știe cum va evolua meciul, că dacă vin mai multe goluri decât mă aștept din partea echipei mele, urlu, fac urât. Da. Nu m-ați văzut cu United, că nu eram pe live, dar acum, na. Da, mă, avem derby săptămânii, un meci practic super important pentru ambele echipe. Cum ziceam și în live-ul anterior, foarte, foarte important pentru Arsenal, a zice, și foarte important pentru Liverpool. Și la Liverpool, în continuare, top 4 rămâne o speranță, na, la 7 puncte, un meci în minus. S-a schimbat situația, stai, dar suntem la 7 puncte de locul 5. Da. Groasă. Da, cam groasă. Da, la 10 puncte, cu același număr de meciuri. Bă, da, ce pot să mai zic? Dar, în continuare, dacă am bate pe Arsenal și s-ar mai împiedica și un Newcastle și un Manchester United în meciurile următoare, speranța ar mai fi. Arsenal, în schimb, în bătaie directă cu City, ei cu un meci în plus față de City, la momentul jucării meciului. Diferența este în momentul ăsta de 8 puncte. Dacă ar bate pe Liverpool, na. Crește speranța. Ai zis clar că sunt 3 meciuri foarte intense pentru Arsenal în perioada asta, deplasarea de pe Anfield, Newcastle-ul și la City meciul direct. Directul cu City, care clar, ăla e, na, ăla de e la mai important. Yes. Ok. Ce s-a întâmplat în tur, ne amintim că a fost un meci super spectaculos și oricum întâlnirile dintre Arsenal și Liverpool ne-au cam... uite, ca din punct de vedere al golurilor, nu neapărat, cu excepția asta din tur, am avut un 2-0 în sezonul trecut, un alt 2-0, am avut 0-0, 4-0, 3-0, Liverpool, aia a fost perioada în care rupeam tot. Da. Dar n-am avut în ultimii ani d-astea cum a fost ăsta din tur, 3-2, știi să zici, super strâns. A fost meciul ăla în cupă, de jucat copii în cupa ligii sau care a fost. A fost 6-5, da. Wow. Da, mă rog, 5-5 și la penalti. Și penalti. Exact. Da. Wow. De acolo, bine, ambele echipe erau mai mult cu rezerve și cu copii și cu așa, dar ăla țin minte că a fost fain. Rezerve la vremea aia, că uite, Martinelli a dat 2 goluri atunci. Și da, erau copii. E... Da. Bă, da, oricum e un meci cumva super frumos din punct de vedere al istoriei în Premier League. Echipele care au produs spectacol atâția ani și atâta vreme. La Liverpool e de la sine echipa mea preferată și zic asta, fără să mă feresc, Arsenal e pe locul 2, e echipa pe care am susținut-o așa, mai de la distanță, dar mult timp când era mai mic, în perioada cu Thierry Henry, unul dintre jucătorii mei preferați din perioada 2000-2010, dar în 2006 am dat eu de el, 2005 pe atunci. Deci, un meci aparte pentru mine, cu două echipe la care îmi place să mă uit și, da, pe una o susțin tot timpul și pe cealaltă am plăcerea de a mă uita, nu știu, fără să, adică nu am sentimentul pe care l-am, de exemplu, la City, la United, niciodată n-am simțit chestiile astea față de Arsenal și poate și datorită lui Wenger, pentru că Wenger e un antrenor, wow, da.
cum sunt foarte mulți fani ai fotbalului clopiști, pentru că na, filozofia de joc al lui Klopp, nu știu cum a pus el problema la toate echipele la care a fost fotbalul ăsta în rit de heavy metal și așa, aceeași chestie făcea Wenger, dar sub altă formă, pentru că Wenger era de cunoscut pe Wenger Ball, exact. Adică sunt mulți wengeriști care iubeau ideea asta lui Wenger de a promova jucătorii tineri, de, nu știu, originalitatea lui. Uite, chiar am văzut acum recent o compilație, dacă ți-am duce aminte și sigur ți-am duce aminte, un meci al lui Arsenal în care a fost eliminat Wenger și s-a dus... Da, exact. Da. Extraordinar. Așa ar trebui să-i facă statuia. Da, exact. Na, avea și el o personalitate de asta unică și plăcută, cum are și Klopp, deci de asta vorbim de două echipe. Care... Fotbal de atac și cumva atractiv, armonios, ofensiv și atractiv. De toate, știi, nu te plictisești, știi că nu te plictisești la meciurile naționale, cum nici la meciurile lui Liverpool. La anul ăsta mai mult te enervezi decât te plictisești, dar de plictisit în continuare nu te plictisești când e Klopp pe banc. Meciul se joacă, cum v-am zis, 6:30 duminică, când intrăm și noi cu treaba pe Watch Along, canalul Offside TV. Și o să zic așa în mare care sunt absenții la Liverpool, Bajcetić, linia de mijloc în principiu, dar na, Bajcetić mai tinerel, mai nu neapărat cu atât de mult un sentiment foarte mare de pierdere, dacă pot să zic așa, toate că a jucat ok. Naby Keita, absentul, clientul fidel. Calvin Ramsey, alternativa poate mai bună pentru Trent Alexander-Arnold, pe care nu mai vreau, m-am săturat de el. Thiago și el accidentat de multă vreme. Și Luis Diaz, improbabil, cu toate că, uite, în data trecută am zis că e full fit, nu era chiar full fit, a revenit full la antrenamente, dar încă nu se riscă introducerea lui. Poate vine momentul cu Arsenal, cine știe. Da. La Arsenal, 4 absenți siguri, nu avem niciun improbabil, îl avem pe El Neni și el deja bine știu. E operat sezonul ăsta, dar nu mai joacă. E out, îl avem pe Nketiah cu accidentarea la Glezna și mai avem pe Saliba și Tomiasu, absențe mai recente. Saliba cumva, na, e regretat. Mă gândesc de tine că holding nu e neapărat cea mai bună variantă de backup. Saliba îi zicea că o să tot asesuie până în ziua dinainte de meci sau așa și există o șansă mică să fie recuperat Saliba, poate. Deci da, ar fi ajutat să fie Saliba și nu holding. Da, uite, de exemplu, holding s-a descurcat decent, mai ales la meciul cu Pala s-a jucat bine. Chiar a fost peste așteptări, clar. Mm-hmm. Cam asta e cu statistica meciului, dacă e să zic așa. Avem și pontul de pe beturi. Este pontul dat de colegii noștri, din nou împotriva lui Liverpool, că așa vă place vouă, ce să vă fac. Vă înțeleg perfect. Am mers și ăla cu City, e super ok. Tot puneți împotriva lui Liverpool, că aparent merge anul ăsta. X2 la o cotă de 1.47. Ebi. Da, clasica. Măricică cota pentru... Măricică, da, auzit de Arsenal. 2.43 la victoria Arsenal, mi se pare chiar o cotă wow, super mare. Da, ăla e pe Anfield, da, e... Da, e Anfield-ul care cumva oprește din speranțele alea de bă, o să vedem o umilință. Mai stai un pic, e pe Anfield, știi? Da, o victorie sigură, te oprește un pic. Liverpool clar arată alt fotbal pe Anfield. Și în sezonul ăsta horror până la urmă, adică, na. În continuare Anfield-ul i-a mai ținut în viață cât de cât. Clasica întrebare, ia dăm cât un jucător cheie de la fiecare. La Arsenal eu zic că o să fie Martinelli, pentru că Trent. Ok, ok. E combinația combinațiilor. Și dacă nu-i Trent, e Gomez, deci Martinelli. Deci Martinelli, da. Și din coace de la Liverpool. Deci mai zice Jota, deși e paradoxal. Știi de ce? Pentru că Jota... Și când era la Wolves, și când după aia la Liverpool, juca bine contra lui Arsenal și de multe ori dădea gol contra lui Arsenal. Și okay. La Wolves și la Liverpool. Și chiar dacă acum e ceapă, nu știu, zic Jota. Ok, pariul tău interesant ăsta, dar
frate. Oameni, da. ești curajos, vreau de tot. Și punctele vulnerabile de la fiecare, mă gândesc că la noi Trent, dacă ai zis aia cu Martinelli. Și la voi? Da. Ești curios? Holding. Chiar dacă e, cum să zic, chiar dacă o juca bine, tot nu-i Saliba. Okay. Acolo sau pe partea lui Salah, poate, că-l prins pe Zinchenko urcat, nu știu, să zicem, dar nu, mai degrabă pe Holding, aș zice. Da, și probabil pe Gabriel, pe Gabriel o să-l bage pe Nunez, probabil dacă joacă Nunez, e mai înalt și să-l țină. Și nu. Da, da, oricum, da, Holding, club zic eu. Ok. Hai să luăm scenarii ipotetice. Bate Liverpool, Arsenal pierde, na, mă rog, pierde din avansul de City, că să zicem că câștigă și City meciul. Cât de dramatică e situația pentru Arsenal? Încă nu e foarte dramatică, dar e mult mai incomodă decât înainte. Mult, mult mai incomodă. Ideea că dacă ar câștiga Arsenal aici, atunci ți-ai permite poate în meciul cu Newcastle nu rezulta mai prost, sau în ăla cu City direct, știi, nu mai e presiunea ca așa mare, dar dacă îl pierzi pe ăsta, după aia alea două devin must win. Finale, practic, sau, finale, da. Sau, da, sau bine, ăla cu City poate să fie și egal, dar ăla cu Newcastle, ăla trebuie câștigat dacă pierde aici. Deci, da. Și greu, pentru că și Newcastle o să joace cu același scop, practic. Aia da, fi. Exact. Nu. Se joacă acasă și... No, I'm not looking forward to that match, că nu, da. Bun, deci nu foarte dramatic, dar nici roz dacă pierde Arsenal pe Anfield, un egal, exact. Un egal pe Anfield. E aproape ca un flanger, să zic așa. Ideea e că trebuie să nu pierde puncte ca să meargă în meciurile lor celelalte cu buffer, ca să zic așa. Deci un fan Arsenal pe nume Abby zice că aici pe Anfield trebuie să fie victorie sau nimic, practic. Aia vrei tu să zici. Da, cam așa ar trebui. Ok. Dacă vrei să câștigi titlul, aia trebuie să fie rezultatul, practic. Da, ok. Sincer, având în vedere că suntem într-o situație atât de delicată și eu cumva, uite, vezi un fan Liverpool care ține la prietenul lui și la echipa pe care mai simpatizează în paralel, bă, nu mi-aș dori să vă încurcăm aici, sincer, pentru că la noi oricum vă batem, după aia ne-o luăm de la nu știu care, iată, de pe la locul 15 în jos, știi că așa a fost mersul, dar nu știu, am așa o senzație că nu bate Arsenal în meciul ăsta. Meciul e greu, oricum, de azi nu le-au ca și garantat. Eu zic. Eu ți-am zis și în tur că va fi 2-3, dacă ți-aduce aminte, a fost pronosticul meu. Și a fost 3-2. Da. Ai zis, băi, nimeni scorul, dar în favoarea mea. Bine, atunci era și mai la începutul campionatului, încă nu erau chiar... Da. Nu era atât de clare lucrurile, da. Exact. Ei, s-a jucat, stai că ne și uităm să vedem exact când a fost 3-2 ăsta. Da, prin toamnă. Da, 9 octombrie. Da. Deci eram la început. Martinelli și dublă Saka, la noi a dat o Nunez și Bobiță, Firmino. Și Jota pasă de gol, uite că l-ai zis tu pe Jota. Da. Știi că e periculos cu Arsenal. Da, tot timpul a fost, mi s-a părut. Să vedem dacă joacă. Da, joacă, probabil. Pronostic, mă gândesc că nu vrei să arunci. Nu vreau, nu. Hai că l-arunc eu, că am zis că data trecută nu l-am zis. Cu United-ul l-am zis și a fost mult invers față de ce am zis. Eu o să merg pe un 2-2. Meciul de ok. Da, vedem pe Watchelon care o să fie. Plauzibil. Da. Plauzibil, probabil va conduce Arsenal sau... Depinde mult de a doua repriză pe care o face Liverpool, pentru că, cum am zis, la noi a doua repriză a fost deficitată în tot sezonul și cu sezonul, cu o repriză o primă repriză făcută ok, să zicem că intrăm în avantaj sau cu egal la pauză și după o gestionare ok în a doua repriză, se poate scoate un egal sau chiar o victorie, dar dacă intrăm conduși sau egal la pauză sau chiar și în avantaj, că s-a trăit și experiența asta, și a doua repriză se pierde concentrarea, fizicul îi lasă pe băieți, Trent începe să stea cocoșat,
e gata. S-a terminat. O să... Deci, na, la Liverpool contează foarte mult a doua repriză, după mine. După părerea mea. Corect. Oricum, o să fie, mergi cu goluri, o să fie. Aia e clar. Așa ar trebui. Mergi cu goluri.